Astăzi ce ați făcut sau ieri? Ieri am fost pe teren. Deși nu mai sunteți... Da, ieri am fost pe teren tot într-o locație unde se ard deșeuri. În calitate de? În calitate de om simplu. Doar că am mers cu niște televiziuni pentru că doreau să facă un reportaj și am devenit un fel de ghid pentru televiziunile naționale și cele internaționale, pentru posturile de presă, vis-a-vis de modul în care sunt gestionate deșeurile, calitatea aerului, ce se întâmplă cu mediul în România în general. Și unde ați fost exact? Am fost în Conțești, în Dâmbovița, relativ aproape de București. Se ardau deșeuri. Conțești? Conțești, da. Sat Bălteni, o zonă unde se ard tradițional deșeuri de vreo 7-8 ani, dar acum... A devenit o tradiție? Da, avem locații cu acest istoric în sudul României, în mod special în sudul României, pentru că aici avem și clanurile și structurile de crimă organizată. De fapt, ele au pornit din Ilfov, aceste structuri de crimă organizată care fac afaceri mari cu deșeuri, inclusiv importurile ilegale de deșeuri sub formă de produse second hand, și de aici s-a dezvoltat, s-a ramificat la Sărulești, când mergem pe A2 și vedem fumurile acelea, la Sintești, la Bolintin Vale, în Teleorman, în Argeș, în Dâmbovița, până la Strehaia și mai departe chiar la Lugoș. Sugerați că sunt clanuri și structuri, sunt două lucruri diferite. Clanuri după numele localităților, vorbim de cetățeni români de etnie romă? Banii n-au culoare. Banii n-au culoare. Pentru că în structurile astea de crimă organizată sunt cei care fac munca de jos, care incinerează deșeurile, cei mai săraci. Nu, stai puțin, eu nu văd așa lucruri. Ăștia sunt, cum sunt în filmele cu cartelurile, deci cărăușii nu îi pot include în crimă organizată. Sunt soldații. Soldații, da. Da. Deci crima organizată, cred că da, sunt alții. O fac să supraviețuiască. În birouri, da, cu funcții și cu, da, poziții mult mai... După care sunt autoritățile locale care permit desfășurarea forțelor în teritoriu. Complicii. Sunt șefi de clanuri, sunt clanuri, pur și simplu. Ce sunt clanuri? Haide totuși... Familii. Niște familii, clanuri, adică te gândești la filme serioase cu sicilieni, cu Camorra, cu clanuri. Ajungem și acolo. Că nu, da? Da, sunt și ei în filmul acesta, din păcate. Pe infracționalitatea asta la nivel local vine infracționalitate dată de funcționarii din instituțiile publice care, contra unor șpăgi sau avantaje, chiar și numiri politice, că s-au perpetuat, poziții asigurate de oamenii politici, închid ochii la ceea ce se întâmplă. S-au ajuns cu un minut după ce au dispărut probele. Sunt oamenii politici, sunt oameni politici la vârful partidelor politice, din păcate, care sunt implicați direct în afaceri ilegale cu deșeuri, cu substanțe toxice, cu importuri de deșeuri. Povestiți în acțiunea de ieri, ca să înțeleagă lumea. Vă povestesc pe asta de azi. De azi, că e caldă încă. De azi, da. M-am dus cu o televiziune în teritoriu să filmăm. Ardeau, ca după bomba atomică, cauciucurile, am presupus că sunt cauciucuri la prima vedere. Aveam o dezbatere chiar cu ministrul mediului și am pus în acea dezbatere online imaginea, n-am ținut să mi se vadă mie fața, am ținut să se vadă ce se întâmplă mai departe la 400 de metri de mine. Dansatorul Barna? Da, domnul ministru Barna, care s-a și enervat. Am înțeles că tanțul și înseamnă dansator, da? S-a și enervat un pic pe ceea ce se întâmplă, că nu-i vina lui. Pe ce se întâmplă? Că se ardeau sau că l-ați... Am pus acea imagine care... Nu știu de ce. Dar de ce sunteți deranjat, domnul Barna? Nu știu, n-avea sens să se enerveze. Nu e obiectul meseriei sau locul, da. De ce să fiți deranjat? Ar trebui să răspundeți de dimineață până seara. Aveți 8 ore de muncă, mă gândesc. Câte ore aveți de program? La 8, la 4 închideați și plecați acasă când erați comisar? Eu nu-mi pot permite. Munca mea e 24. Era 24 în 24. Te răspundeam la telefon 24 în 24. Ok, și ați spus imaginile și nu știu ce. S-a enervat, am discutat, m-a acuzat că de ce n-am chemat poliția. Între timp am ieșit din acea conferință pentru că veneau pompieri, am mers cu pompieri exact unde erau incendiile respective. Acolo am constatat că sub cauciucurile acestea sunt deșeuri medicale. Ace, branule, foarte multe deșeuri medicale. De fapt, acelea trebuiau să ardă, iar
Anvelopele puse deasupra erau doar pentru combustie, ca să se piardă urmele. Intervenția poliției, intervenția pompierilor, de fapt, a prezervat o parte din aceste dovezi, saci încă erau acolo cu acte, cu documente. A venit și un polițai la locul faptei și l-am rugat de mai multe ori cumva să extragă probele de acolo, să nu le lase ca să putem vedea de unde vin deșeurile. A refuzat, nu a făcut-o. Alea puteau deveni probe pentru procurori, deci cumva probele au fost lăsate de izbeliște pe, în locul respectiv, pe câmp. În ce județ era asta? Dâmbovița. Poate inspectoratul, poate domnul Bode, care se bate să fie ministru în continuare, poate vă gândiți puțin, luați atitudine, poate aflați cine era polițistul. Sigur, puteți să spuneți procedura, că era conștiința unui polițist. De fapt, ministerul nu tolerează, o să-i dați o sancțiune sau cutare. Dar nomenclatorul ce zice cu deșeurile medicale? Pleacă din spitale și unde se duc? Și se ard în incineratoare speciale, dedicate pentru aceste incinerări de deșeuri periculoase. Presupunem că un șofer inconștient le-a luat, a tras pe dreapta, l-a aruncat și a pus două cauciucuri. O să zic că spitalele, m-ați găsit o chitanță, o hârtie, de unde proveneau? Erau acolo. Nu am vrut să răscolim în ei, pentru că nu știam, poate sunt cu... cu sida, cu sifilis, cu... Nu știm, eram foarte COVID. Multe lucruri acolo, mănuși care țin de zona chirurgicală și alte instrumente. Dacă am fi avut, de exemplu, virus și n-am putut... Eu cred că la toate...